Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul acestei emisiuni am vrea să vă prezentăm unul dintre seminariile pe care le-a susținut la conferința de misiune Romiscon 15, colegul nostru Rick Cunningham. El va vorbi despre rolul Duhului Sfânt în misiune. Vă doresc vizionare plăcută! Am avut privilegiu de ani de zile să fiu slujind Domnul în Spania, prin cauza că comunismul a avut închis granița aici, la un om ca mine. Am simțit cu 16 ani că Domnul mi-a chemat să fiu un slujitor într-o țară comunist. Dar atunci era imposibil să trec granița și din afară aici și din aici afară. M-am bucurat când Domnul a început să deschide lucruri. Și eu deja eram în Spania slujind acolo. Eu doresc să mă da viața pentru a pregăti tineri să fii slujitor eficienți în împărăția Lui. Asta este chemarea mea de bază. Oriunde, în orice măsură, vreau să văd mai și mai și mai mulți tineri pregătiți pentru a sluji Domnul. Și dacă vom sluji, am învățat foarte, foarte devreme în viața mea, că dacă lucrurile depind de mine, suntem toți pierduți de la început. Dacă depinde în ce pot eu să fac, vai de noi. Dar am învățat că când Duhul Sfânt începe ceva, nu am cuvinte. Când El lucrează, nu este nicio limită. Când El începe să mișcă, se poate schimba o țară, un popor, o persoană individual, se poate schimba și guverne, dacă Domnul așa hotărăște. Și ne bucurăm prin faptul că Domnul a lucrat și lucrează. Mi-au cerut o dublă temă să vorbesc. De obicei prefer să iau un pasaj și nu o temă. Dar vom încerca să fim tematic astăzi în dezvoltarea omiletică. Am predat omiletică săptămâna trecută, așa am această bine plantată în creierul. Dar doresc să vorbim astăzi de două lucruri care face Duhul Sfânt. Pe o parte, El dorește să ne oferă putere direct din cer. Noi nu lucrăm prin abilității noastre. Noi lucrăm crezând că Cel ce este în noi este mai puternic decât orice care reziste. Domnul biruiește în fiecare caz. Și mai un lucru incredibil, Domnul care controlează fiecare detaliu în acest lume, mă iubește pe mine și te iubește pe tine așa de mult că este gata să ne vorbească zi cu zi cu zi, să ne îndrumeze în drumul cel mai bun pentru noi individual. Îndoiesc că voi rămâna acolo și asta este notițele mele, am probleme. Duhul Sfânt înseamnă misiunilor. Când a venit Duhul Sfânt, când Iisus a prorocit, veți primi o putere când coboră Duhul Sfânt peste voi și împreună, căsătoriți, îmi veți fi martori. În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până marginile Pământului. Motivul pentru care suntem binecuvântați cu puterea Duhului Sfânt este de a deveni martori mai eficienți, mai folosiți în mâna Domnului pentru o lume pierdută. Domnul dorește să mântuiască întreaga lume. Și mă întreb dacă noi dorim în mod adecvat multe ore același lucru. Cât de des plângem pentru oameni pierduți. Cât de des suntem emoționați până la maxim, căutând Domnul,
o modalitate de a ajunge la poporul care încă n-a auzit vreodată. Asta se numește misiune externă. Și eu cred că baza de tot ce dorește Domnul pentru noi este că noi suntem treziți la voia Domnului în ce privește atingere de popor după popor după popor care încă n-au primit în mod adecvat acest cuvânt. Eu iubesc cuvântul Domnului. Voi? Aici e viața. Aici e puterea. Pavel definește Evanghelia ca fiind puterea lui Dumnezeu pentru a mântui oricine crede. Aleluia! Vreau să eliberez puterea Domnului. Vreau să predic Evanghelia. Pentru că când noi începem să predicăm, nu suntem noi, bărbați, femei vorbind, dar Duhul Sfânt intră în procesul și ce se întâmplă are efectele așa de mare și așa de peste posibilitatea noastră. Sper că mă înțelegeți. Am luptat cu limba română pentru mai mulți ani. Trăim, de fapt, în epoca pentecostalilor. Asta nu este ceva lejer, este adevărul. Lumea noastră în 100 și de ani de pentecostalism, în care oamenii au cunoscut din nou puterea Duhului Sfânt ca ceva real în viața lor, ceva zilnic disponibil, ceva care va schimba modalitatea lor de a trăi, a afectat lumea în așa mod. România este un bun exemplu. Acum 100 de ani, câți pentecostali erau aici? Niciunul. A fost o mică biserică baptistă, dar relativ mică. Astăzi, câte pentecostali sunt? Astăzi am înțeles că sunt 350.000 de pentecostali în 2840 de biserici, o populație redusă acum în jur de 17 milioane și jumate, înseamnă că 2 persoane de fiecare 100 în România este pentecostal. Asta înseamnă 98% nu sunt încă. Mai avem de lucru. Vedem asta în sferă mai largă, hai să vedem mai departe. În lumea întreagă sunt în epoca pentecostalilor. Doar 100, în 1967 a fost începutul. În acest puțin an ce a făcut Duhul Sfânt e remarcabil, este istoric, este ceva nevăzut vreodată. Epoca de misiune care este implicat în pentecostalism a schimbat lumea noastră și în continuare va schimba. Domnul dorește nu prin armată, nu prin abilitate, dar prin Duhul Sfânt să fac tot ce trebuie făcut în această lume. Duhul Sfânt este motivație, împuternicire, îndrumare și orice alt adjectiv că vrei. El este tot în tot și dorește să ne folosească pentru asta. Când Domnul care face tot de mod perfect, Domnul are un singur modalitate, cel bun. El nu face la jumate absolut nimic. Și când El a ales cum să atingă acest lumea, cu harul Lui te a ales pe tine ca instrument. Radical. Incredibil. Cum se poate El să pune o credință așa de mare în bărbați și femei ca noi? Suntem încredințați cu un mesaj care dacă declarăm cu eficiență, va schimba lumea întreagă.
Eu am trăit asta, nu este doar o filosofie, am văzut ce poate Domnul meu. Iertă-mă dacă mă emoționez, dar am un Domnul care schimbă vieții și El dorește să ne folosește fiecare în domeniu. Și misiune este plan de atac de bază. Duceți-vă în toată lumea. Propovăduiți această evanghelie, acest putere în fiecare cultură, în fiecare popor, în fiecare trib. Ajută-ne, Domnul. Ne bucurăm pentru ce ai făcut, dar vedem că dacă sunt 90%, 99% încă care nu au auzit adecvat, în lumea noastră de 6.5 billion, doar în Assemblies of God, vorbesc doar de Assemblies of God, un singur grup pentecostal, avem astăzi 65 de milioane de membri afiliați în biserici, ca să, asta înseamnă unul de fiecare 100 persoane pe planetă, este o parte, de doar un singur grup pentecostal. Asta nu include carismatice, independenți, alte mișcare pentecostale, vă spun că lumea a fost profund afectată deja de pentecostale. Și dacă dorim să facem misiune, nu va fi făcut cu teoriile, nu va fi făcut cu tot fel de plan și metodologie, va fi făcut cu bărbați și femei care știe să caut din cerul o ungere divin, o împuternicire care vine direct din sus, ceva care schimbe în primul rând pe ei și în rând devine o apă vie, o fântână. Și oricine care... Eu vreau să fie așa de plin de Duhul Sfânt, că oricine vine aproape devine ud. Vreau că această apă vie curge și curge și mai departe, o fântână care devine un râu. Doresc să văd viețile schimbate. Și mă bucur prin faptul că Domnul mi-a dat privilegiu de a comunica în Agenția Pentecostală de Misiune, în România, în bisericii care iubesc cu toată inima, un adevăr care poate schimba și fiecare biserică locală în procesul. O biserică care nu are un program de misiune extern este o biserică, din părerea mea, slabă. Dacă vrei să văd o mișcare în biserică ta, încep să da afară de granița voastră. Vorbesc de graniță să fie în 4 perete de locul în care slujesc. Ca un tiner pastor am simțit asta în America. Am avut o bisericuță, 20 de bărbați, de adulți. Ne vorbim de bărbați. Mi-au spus, nu avem un salar pentru dumneavoastră. Am spus, ok. Vin prin credință. Au spus, când primim 10 ioală, vă dăm 1%. 70% este pentru tine. Am spus, ok. Când am început să predic, am spus, noi ca biserică trebuie să, să dăm 10 ioală pentru misiune externă. Dar pastor, dacă așa facem, săranul tău va fi afectat. Am spus, sunt gata să pun ce eu primesc în mâna Domnului. Nu mă deranjeze. Eu am credință că El va răspunde la credință ce am. Au făcut pași de credință și în loc de a da 10 oală, am ajuns 15% să dăm în misiune externă, ca biserică, de toți venituri. Salarul meu a crescut cu 30%. Au de astăzi bisericii care spun, avem un proiect de construcție, nu avem niciun ban. Și întreb, ce dați la misiune? Pentru că dacă un popor, nici nu este predică-mi ea,
Dar Domnul dorește să ne folosească, frate, asta este linia de bază. Domnul dorește să ne folosească, are un plan pentru fiecare biserică, un plan pentru fiecare lider, un plan pentru fiecare tiner. El dorește că tu devine un canal al Duhului Sfânt. Aleluia! Nu știu, fratele a spus că m-a urma și am spus noroc. Eu nu știu dacă eu mă urmez. Dar ideea de bază acest verset, veți primi o putere. Vreau să focalizăm. Iisus aici a prorocit ceva. Când El a vorbit, veți primi o putere, de ce era vorba? Eu pot să am predicat, nu știu câte predici de acest verset. Cuvântul în grecesc este cuvântul dunamis. Dunamis este cuvântul care este radicină de cuvântul nostru dinamita. Ce este de vorbă când Iisus prorocește? Veți primi dunamis. Cu scop de a mărturisi Evanghelia, veți primi dunamis. Suntem într-o război, frate și surori. Diavol lucrează overtime. 27 cu 10, nu 24 cu 7. El lucrează așa de tare cu tot fel de decepție, cu religiile care... Săptămâna asta, fratele pastor pentecostal în Teheran, Iran, a fost închis în închisoare pentru că are radical tendență de a predica în farsi Evanghelia. Acolo, iranieni nu doresc că se folosește farsi pentru a predica către Iisus. Hai să ne rugăm pentru acest frate. Hai să căutăm că Domnul cumva impactează acest guvern în așa mod încât ușile care sunt acum închise începe să deschide. Avem nevoie să ne rugăm. Veți primi dunamis. Cuvântul dunamis vorbește de un puter și fratele Corneliescu a pus o putere. Nu este o putere. În original este nearticulat. Veți primi putere. Nedefinitiv. Putere veți primi. Același cuvânt este tradus odată când Iisus umbleze și a fost o doamnă cu 18 ani de durere, care a spus, dacă doar poți să-L ating hainele, dacă doar poți să-L ating hainele, eu știu că voi fi vindecat. A atins hainele lui Iisus și spune Scriptura, dunamis a curs de la el. Îmi place ideea. Un om așa de plin de Duhul Sfânt, că când oricine îl atinge, așa a fost Iisusul. Petru, un om așa de plin de Duhul Sfânt, că umbra lui, radical, umbra lui, ar vindeca. Doamne, ajută-ne! Doresc să fiu eu un om făcut în acest mold. E un patron care doresc să urmez. Dunamis. Același cuvânt este folosit în 2 de Corinteni 12, în o listă de caracter total supranatural. Observăm în versetul 7, fiecare i se da aratia Duhului spre folosul altora. Când tu primești Duhul Sfânt, nu este pentru egoism, este pentru că Domnul dorește să te folosească pentru a atinge altcineva. Noi nu primim pentecostalism să spunem, eu am ajuns la club, eu și sunt pentecostal, am vorbit în limbi eu. Slavă Domnului dacă ai vorbit în limbi, dar scopul nu este să fac un ego mare în persoana ta,
Scopul este că este o lume acolo pierdut care Domnul dorește să atinge și te ales ție ca mâinile Lui pentru a face treaba. Ajută-ne, Domnul! Dorim să recunoaștem că sunt darurile supranaturale care este o parte integral de această umplire sau împuternicire care a prorocit Iisus că va întâmpla. Ce va întâmpla? De pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească cu înțelepciune direct din cer. Alt cu vorbire de cunoștință. Lucrurile necunoscut nu a putut să descoperi cum a știut Petru că Safira și Anania a făcut șmecheria. Duhul Sfânt a vorbit. Să vorbească altuia prin credință. Asta nu este credință mântuirea, este o credință care te face să... A fost un om olog acolo jos. Petru a apropiat la acest om și a luat-l pe mine, spunând, ridică-te. Dacă om ar fi căzut jos încă o dată, dar Petru a venit aproape de acest olog stind. Știind că Domnul va lucra. Credință de minune e de vorba. Este un dar supranatural care avem nevoie de aia. Altul e darul tămăduirii. Avem nevoie de vindecare astăzi în viețile noastre și în poporul nostru. Continuăm. Altul e putere de să facă minune. O traducere în engleză a fost cu această idee. Putere de a manifesta minune prin viața ta. M-a plăcut. Pentru că este un singur cuvânt în grec. Cuvântul dunamis. În această listă, Pavel include cuvântul dunamis. Sunteți cu mine, mă înțelegeți. Prin caracterul de minune, este ceva tipic în viața unui creștin plin de Duhul Sfânt. Doresc. Asta este, eu cred, o caracteristică de toată lista aici. Altuia prorocie. Altul e deosebirii durerile, altul e verului limbe și altul e tămălcirii limbilor. Observă cum se știe aici. Spune, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care da câte? Pentru fratele Ghiță da, pentru mine nu? Și spune, este un dar și cu numele tău pus? Dacă ești un creștin plin de Duhul Sfânt, Domnul dorește să folosească viața ta în modalitate supranaturală, scump frate, sora. Nu este nici o persoană exclus. Fiecare în parte, cum El voiește, vom primi. Eu cred că de multe ori nu vedem destul de des dorurile spirituale pentru că nu îl căutăm în mod adecvat. E timp că noi devenim serios în fața Domnului. În doi capitole mai în urmă, spune, la sfârșitul de 12, Pavel spune, căutați cele mai bun daruri. 14 cu 1, repetă aceeași idee. Căutați peste tot să fii 12 de aceleași. Căutați să fii bogați în darurile spirituale. Eu cred că Pavel a fost bucuros cu Noah. Eu cred că Petru a fost bucuros cu toți Noah. Iisus a avut doar 7. Nu a vorbit în limbi, nici nu a tradus. N-a avut nevoie. Dar vedem toate altele în Iisus. Și ce văd eu aici? Domnul dorește să ne folosească. Și de multe ori noi îl limităm pe Domnul cu o viziune prea miopică.
nu putem să vedem mai departe decât nazul. Și vă spun că când citim 1 cu 8 de fapt, de fapte, veți fi martori în Ierusalem, cultura voastră, în Iudeea, județ în jurul vostru, în Samaria, țara vecină a voastră, și Domnul ne va ridica ochii încă și încă și încă și încă o dată până când ajungem să privim culturile neatinse. Asta se numește misiuni transculturale sau externe. Eu cred că asta este planul divin. Nu v-am introdus adecvat. Tatăl meu a murit cu 44 de ani în Africa, slujind acolo ca misionar. Socrul meu a lucrat 35 de ani de zile în America de Sud, ridicând pastor și slujitor, pentru că a vrut să slujesc Domnul. Mama mea are 80 de ani și mai lucrează ca misionară. A pensionat deja 5 ore. Fiul meu, cel mai mare, asta se află în India, slujind, învățând limba indienilor, Canada se numește, pentru că dorește să impactează acest popor. Nu vorbesc de ceva teoretic, vorbesc de viață. Sper că înțelegeți. Și vă spun încă subliniat de 10 ore, nu se întâmplă nimic fără Duhul Sfânt să fac ce trebuie. Dacă nu avem, mi-ai spus că El este motor, eu sunt, nu, am alt motor. Am unul care mă dă putere pentru a face orice care trebuie făcut. Și l-am văzut și doresc mai mult. Continuăm. Pardonă că merg înapoi. Faptele 2, ziua de Rosale, voi numiți aici în România, majoritatea lumii spune ziua Pentecostes. Este când pentecostale au fost născuți. 120 de oameni în camera de sus, urmând promisiunea Domnului, când a coborât Duhul Sfânt peste ei, și imediat, îmi place asta, nu se spune foarte des în Scriptură, dar ei sunt în camera de sus, dar instantan că primesc botezul în Duhul Sfânt, sunt în stradă, predicând. Nu se vede cum au plecat din camera de sus, dar sunt în stradă 120 de oameni vorbind marimele Dumnezeu așa de tare că 3.000 de oameni s-au adunat să văd ce se întâmplă. Platforma pentru prima predică s-a întâmplat. Și ce spune Petru? Ce spune Petru? Ei spun, da, noi îl auzim fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut, auzind, vorbind în limbele noastre lucrurile minunate al lui Dumnezeu. Nu este accidental că prima botez în Duhul Sfânt imediat a rezultat în mărturie. Mare Dumnezeu! Mare Domn avem! Aleluia! Dacă tu ești plin de Duhul Sfânt, nu poți să fii o persoană liniștită. A fi pentecostal și liniștit este total contradicția. Dacă tu nu ai foc în viața ta din Duhul Sfânt, mă rog astăzi că Domnul pune un foc care nu poate scăpa în viața voastră. Domnul dorește. Aleluia! Vedem în faptele 2, prorocia lui Pavel, citând ce va spune Ioel, ce a spus Ioel. Scopul, observați, scopul după Petru, pentru care rozalilor s-a întâmplat. În zilele pe urmă, zice Dumnezeu,
voi turna din Duhul meu peste orice faptură, fericiorii voștri și fetele voastre vor darul supranatural de prorocie este o parte integrală de a fi de folos în puterea Duhului Sfânt. Tinerii voastre vor avea, eu cred în asta, voi? Nu știu câte ori în viața mea Domnul mi-a îndrumat cu ceva de noapte. Am fost ridicat în orele neașteptate cu ceva care mi-a pus la genunchi să rog pentru cineva. Și am auzit mai târziu că în exact același moment cineva a fost cu mare nevoie că numai Domnul a putut atinge. Bătrânii voștri, aleluia, și sunt eu inclus. Bătrânii voștri vor, eu nu sunt bătrân, sunt experimentat. Fiecare an devin mai experimentat. Bătrânii vor vis-a-visuri. Frațile, dacă dorim să slujim Domnul, trebuie să ascultăm când Domnul vorbește. Trebuie să fim atenți la modalitate supranaturală că El va folosi pentru a ne îndruma. Eu cred în puterea Duhului Sfânt. Și eu cred că nu înțeleg tot, dar El dorește să mă îndrumeze. Dacă privim în Biblie cum a fost îndrumat acest bărbat, Petru și Pavel, Marcu 16, iată semnele care vor însoți, este parte integrală. În lumea musulmană, vă spun, mă rog mult pentru cele musulmane. Mă rog în seriositate, Domnul, plâng pentru aceste suflete care n-au auzit vreodată cine este Iisus. Facem cină Domnului și plâng pentru mulți care n-au auzit vreodată cine este Iisus și ce poate El face pentru viața lor. Și mă rog că Domnul face ceva să ne trezește să privim poporii care încă n-au auzit deloc în mod adecvat. Caut tineri care sunt destul de nebuni în Iisus să pun viață în risc, dacă așa este costul. Niciun amin acolo. Efesen, căci noi n-avem de lupta împotriva carnei și sângele, ci împotriva capetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurile răutăți care sunt în locurile cerești. Știu cine este dușmanul? Știu că este adevăr forță dușmanului pentru a împiedica, pentru a ocoli, pentru a distruge mărturia de creștin? Și știu că când este obscur, o mică lumină strălucește tot mai tare. Și doresc, Domnul, că Tu găsești oameni să fie mică lumină, dar să fii dispus să merg unde este nevoie. Asta este așa de important. Domnul ajută-ne în domeniul ăsta. În Albania, am fost în Albania, merg acolo să predau la un institut biblic din fiecare an aproape. Plâng în Albania. Dacă treceți pe străzi, vezi în fiecare casă un fel de demonstrație de protecție împotriva de hurile rele. Diavolul nu este ceva teoretic, este vizual acolo. Alo? Știu cât de mare este influența lui. Și știu că în acest mijloc sunt 15 scumpi tineri care se pregătesc să slujesc ca pastor. Radical.
Știu că în Macedonia, a treia parte din populație, 350.000 de oameni, 700.000 de oameni, sunt albanezi, musulmani. Câte biserici credeți că sunt acolo? Vorbesc de orice gust, tutti frutti, pentecostal, baptist, creștin după Evanghelie, orice tu vrei. Și numărul de biserici este aici în mâna mea. Dar mă bucur că am cunoștință de 5 tineri, 3 din România și 2 din Albania, care sunt în capital, începând să plantez prima biserică. Aleluia! Mulți înainte! Mulți înainte! Sunt aici să vă împărțesc. Știu că în țara imediat la sud, Montenegru, în întreaga țară de 700.000 de oameni, sunt 2 biserici, total, de orice fel. 2. Sunt 0 misionari, 0. Vorbim de vecini, nu de oameni în Africa. Avem de lucru. Bine. Asta nu a fost temă, dar mă rog pentru oameni pierduți astăzi. Mă rog că Domnul cheamă. Cine va să răspunde? Aici sunt eu, Domnul. Sunt la dispoziție ta. Vreau să fii folosit din puterea ta. Doamne, împuternicește de noi. Privim pe Petru. Îndrumat? Wow! Cum a fost îndrumat? Este un model. Săptămâna asta, la institut în Constanța, au întrebat fratele Ghita și mine cine aș dorim să fim din Biblia. Eu am spus, probabil eu recunosc mai mult Petru, un vorbitor non-stop. Fratele a spus, eu Pavel, organizator misionar. Slavă Domnul, a fost și un Petru și un Pavel. Și mai mult. Dar Petru a fost un om îndrumat, cel ce a renunțat total la Iisus în ziua de Rosale, cine a fost primul să deschide gură pentru a predica Evanghelia. Care a fost diferența? Petru înainte de botez în Duhul Sfânt și Petru după. Care este diferența? A intrat în el un Duh care nu a putut să fie liniștit. Privim asta încă și încă o dată, cu 7 zile în urmă. El vindecă un omolog, este adus la răspundere în față de același curte supremă lui Israel, care cu 7 săptămâni înainte au trimis Iisus la Golgota. Același bărbați. Și întreb, cu ce autoritate ați făcut tu aceste lucruri? Și Petru, cel timid, Petru, cel care a renunțat, a privit acest bărbat în față și a spus, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor decât în care trebuie să fii mântuit. Să fii notoriu, se spune în spaniol. Îmi place spaniol din când în când. Să fie notoriu între voi toți că în numele lui Iisus Hristos de Nazaret, acest om este vindicat în fața voastră. Nu este sub cer niciun alt nume. I-am spus că va fi greu să mă urmez. Domnul mai caută astăzi oameni îndrumați astfel. Alo? Domnul mai caută astfel de persoane, un puter așa de plin de puterea divină încât umbră a vindecat. Vedem un Pavel, îndrumat, wow, cum a fost îndrumat, ți-i place. Pavel, un om care a fost îndrumat să meargă în pustie pentru 3 ani de zile. Nu sună foarte atractiv. Dar acolo el s-a redefinit în
întreagă teologie evreiască, în lumină de Domnul Iisus fiind Domn. Pavel îndrumat să merg din Tars să fie însoțitor de Barnaba. Pavel, capitolul 13, faptele, fiind ales între primele misionari. Pe drum de Damasc, îngerul a anunțat, am un lucru pentru tine, Pavel. Tu vei fi apostol neamurilor. Frați, vă spun că sunt două fel de chemare care trebuie în fiecare viață. Unul este de termen lung. Ce este scopul și țintă de bază la care eu cu 16 ani am știut că voi fi aici în această zonă de lume. Pentru ani de zile a fost închis aici, am mers în Spania după voi. Am calcat 7 ani, Domnul. Dacă nu, lumea comunistă, unde merg? Mi-a spus eventual Spania. Am mers. În anul 1992 a fost în mijlocul noaptei un vis. Am trezit din somn, 3 dimineața. Am crezut că eram predând un grup de studenți. Normal pentru mine, așa este ce fac. Dar nu a fost spaniol. Mergând din gura. A fost un limbă care n-am auzit vreodată. Am trezit soția mea spunând, scumpă, nu știu ce se întâmplă aici. Dar cred că Domnul mă spune că trebuie să schimbăm de loc. Ne iubim spanioli, dar vom merge în altă țară. Vom învăța altă cultură. Vom face voia Lui în alt popor. Am venit aici în 94 să privesc cum este România. Am fost invitat. Am intrat într-o bibliotecă, 94 anul. Basilica nu a fost cărțile încă. Și am privit 5.000 de volume în biblioteca Institut Răspuns. Dar am observat că tot erau în engleză. Și am întrebat, unde sunt cărțile voastre în limba română? Pentru a pregăti lider român, trebuie o bibliotecă română să fie disponibil. Și mi-a arătat un singur raft cu 25 de cărți. Cărți frumoase și importante. Povestea de această tineră Johnny, care a fost, nu se folosește pentru învăța cineva să fie pastor. Și când am privit această, Duhul Sfânt mi-a rupt inima și a spus, Rick, tu poți să fac o diferență dacă ești dispus să vin aici. Iertă-mă pentru martorie personală, dar am simțit că trebuie să împărțesc. Până astăzi, cu ajutorul Domnului, noi am tradus manuale de studii pentru tineri români 135 și în continuare mergem înainte. De ce? Pentru că Domnul mi-a chemat să pregătesc tineri pentru a sluji. Iubesc frați, profesori, învățători, oameni cu viziune. În apă mea avem o dorință și o bază. Dacă noi putem să pregătim lideri în fiecare țară pentru mâine, câștigăm pentru împărăția manifold, exagerat, exponențial. Petru și Pavel. Pavel a vrut odată merg la Asia, la Efes, să predic. A fost în drum, deja în drum. E important asta. Mulți aștept că Domnul face ceva înainte de a pun osul la treaba. Pavel a fost deja în drum la Efes, când Duhul Sfânt a spus, nu acolo, nu. A schimbat direcție. În loc de a merge la est, la vest, el a mers la nord, la Betinia. A fost în drum deja când mai odată Duhul Sfânt a spus, nu. Și noaptea a primit Pavel o viziune de un om din Macedonia. Domnul își dorește
să ne îndrume pe termen lung și pe termen scurt, amândoi. Trebuie să aibă o țintă de bază. Când eu întreb un candidat care spune eu doresc să fiu misionar, primul întrebare, unde? În ce direcție merge? Și în urmă trebuie să aibă termen scurt popurile. Eu știu mulți oameni care merg pentru o călătorie de câteva săptămâni. Mie este o dilemă. Cred și nu cred în asta. Cred până la fapt că astăzi sunt 15 americani acasă mea în București în astfel de călătorie. Așa cred. Cred pentru că acum avem 3 slujitori de termen lung care a gustat prima dată România în astfel de experiență. Dacă Domnul vă îndrumeze într-o călătorie scurt, bine, dar nu mă spuneți că a făcut misiune. Wow! Ați făcut o călătorie evanghelistică frumoasă în altă țară. Ce este misiune? Când mă preda viața să mă identifichez cu un popor. Când devin, m-am bucurat la bordul. Fratele moldovan a spus, tu ești unul dintre noi. Frate, în viață n-am avut o binecuvântare mai tare. Pentru că am dat viață să vă cunosc, să vă iubesc, să lucrez cu voi. Eu sunt roman-american. Domnul mi-a născut american în inimă. Am întrebat soția, dacă mor, unde merge inima mea? O bună întrebare. Pentru că a fi misionar înseamnă a te identifica cu un popor. Până la nivel că învățați limba, învățați cultura, învățați obiceiurile bune și nebune. Am învățat ce este un sarmale și ce este salată de vinete. Wow! Am învățat cât de tare este familia în cultura română și cât de tare este diaspora. Spun tot asta pentru a spune că am încercat și noi căutăm tineri în Agenția Pentecostal care sunt dispus să pun viața la risc, să investesc viața pentru Domnul într-o altă cultură. Săptămâna trecută a fost greu pentru mine. Soția și eu am sărbătorit 39 de ani de căsătorie, eu în Agigia, ea în București. Iubesc pe frații la Agigia, dar o iubesc pe soția altfel. Săptămâna în America s-a născut un nepoțel, nepoata. Eram eu aici? E greu? Da. Dar în schimb, am copii oriunde caut. Care Domnul, duminica am avut privilegiu să îmi pun mâinile peste o scumpă fată în Marghita, care a fost în ultima duminică în biserica maternă, pentru că dorește ea să meargă în Albania. Slava Domnului! Vreau să închid mărturia personală, dacă îmi permiți. Pentru că în toată viața, cel mai mare lucru care doresc să fiu eu este un om umplut cu Duhul Sfânt. Un om în care rezide Duhul Sfânt, prin care poate lucra Duhul Sfânt. Doresc asta cu toată ființa. Și îndrumat. Primii ani aici am cunoscut 2 tineri, unul numit Onigă, unul numit Gavruș.
lider de o mișcare numit Peniel, mi-au invitat cumva, nu știu cum, dar mi-au invitat să fiu o parte. Ne-am bucurat an după an să vedem ce Domnul dorește să fac cu tineri aici în România. Și eu am văzut că Biserica Pentecostală, care a fost așa de binecuvântat, bisericii fundate peste tot, crescând peste tot, o trezit. Voi sunteți cel mai mare mișcare pentecostal astăzi în toată Europa, știți? Domnul v-a binecuvântat. Dar cu binecuvântare vine responsabilitate. Când Domnul ne binecuvânteze cu botezul în Duhul Sfânt, este pentru că noi devenim în rândul martor. Să binecuvântăm pe alți. Alo? Și am observat asta și după primele ani aici am simțit în inima mea o neliniștie. Domnul, văd aici în România potențial un uriaș pentru misiune. Dar, scump frații, le sunt tot adormit. Nu privesc nevoie de a vede mai departe. Și Domnul mi-a dat o prorocie. Am fost invitat. E periculos să invit un om cu prorocie să fii predicator. Domnul mi-a dat o prorocie și m-am ridicat la o conferință națională de misiune aici, în România, cu 100 ceva de pastori și am spus, Domnul va binecuvântat cu un scop. Sunteți toți cu putere uriași pentru a fi de folos în misiune, dar sunteți adormiți. Și Domnul mi-a spus că în ce putem, este timp că trezim uriașul. Am predicat în Romiscon, cu 2 luni în urmă, același predică. Am început să mă rog, Domnul, trebuie, în vremea respectivă, am cunoscut un frate foarte scump numit Rițișan. A venit mie spunând, în Dobrogea avem 70.000 de musulmani turci. Se plantează bisericii peste tot, dar nimeni nu a mers în direcția asta. Trebuie să începem o școală, cred, pentru a pregăti tineri români să slujesc în culturile musulmane. Am știut că în America este un grup de educați, de oameni cu experiență de 10 de ani în mișcarea misionară la lumea musulmană, care s-a oferit ca profesor să vin să învăț orice popor cum să fie implicat. Am sunat America imediat, am spus, când puteți să veniți, am un prieten care trebuie să vă cunosc. Mi-a spus, în 4 luni de timp, suntem în Sofia, Bulgaria. Putem să venim la conferință care faceți? Ba da! Și acolo, în Sofia, Bulgaria, la o masă, Domnul a născut o școală de misiune. Viziunea da deja acolo, dar a pus oasele împreună. Am început să lucrăm, el mai mult ca oricine, în dezvoltarea de școală respectivă. Dar am observat în același timp că cu Romiscon, care am făcut fiecare an, mulți tineri au fost impactați de mesajul de misiune, dar nu a fost cum să ajunge. Cu Gavruș, la o tabără Peniel, am făcut primele promisiuni prin credință făcute în limba română, știu eu. Și de 450 de tineri la o tabără am cerut cine ar fi dispus să ofer 2 litri de Coca-Cola prin credință fiecare lună, pentru că el poate să pleacă. Și a primit mai mult decât era nevoit și el a plecat în Afganistan. Nu se lege. În urmă, am continuat să mă rog, Domnul, mă bucur pentru acest tiner generație care răspunde la chemare, dar văd că nu este cum încă o modalitate bine organizată pentru a trimite acest tiner. Am fost rău, de fapt, odată
Am știut cine era lider de cult pentru misiune și la o conferință cineva a venit mie și spune, cum ajung? Și am spus, bună întrebare, întreb-l pe el. Știind că nu a fost niciun gând, niciun plan. Am rugat timp de 10 ani să fie creată aici în România o agenție. După încă 4, 5, 6 ani venit mie mai odată fratele Ghiță spunând, fratele Rick, am alți prieteni, frați, pentecostali, care simt din partea Domnului că este timpul că înființăm o agenție. Ar putea să ne ajută să scriem un act constitutiv? Am spus, frate, deja am pregătit. Doar trebuie modificat să încape viziunea noastră. A devenit Constituția apă, nu? Pentru că Domnul a vrut o agenție creată. Pentru că astăzi sunt 45 de tineri români trimis în numele Lui până marginile pământului. Și aș dori să facem ceva aici la sfârșit. Timpul meu a fugit. Dar am simțit, am rugat, am căutat, am luptat cu Domnul. Ce trebuie să fac? Și am simțit din partea Domnului că aceasta nu este teorie, să fie umplut cu Duhul Sfânt. Și să fie îndrumat de Duhul Sfânt. L-am urmărit pe pastorul Rick Cunningham cu seminarul intitulat Rolul Duhului Sfânt în misiune, seminar susținut la conferința de misiune Romiscon 15 de la Valea Drăganului. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă așteptăm cu multă bucurie săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, să urmărim împreună emisiunea Până la marginile pământului. Dumnezeu să vă binecuvinteze!